Salutare tuturor, sunt Alexandra și vă prezint recomandările culturale pentru astăzi. La Teatrul de Artă București, de la ora 20:15, puteți urmări piesa Dureri Fantomă de Vasilies. Acțiunea spectacolului se petrece la periferia unui oraș, într-un depou de tramvaie, în care planează constant promiscuitatea și lipsa sensibilității umane. În această atmosferă se consumă drama unei femei bântuită de propriul trecut. Un depou, doi pasnici tineri și sufletul Olga în rememorarea obsesivă a unei povești pe care nu vrea să o piardă. De tramvaie pe aici, că o să pățesc ceva din cauza lor, nu o să rezist, o să mor și eu, pot. O să mai avem copii. Mă fac bine și o să mai avem. Și asta e așa. Să ne încerc. Și de la ora 21 la Teatrul Național București, în sala Pictura, puteți urmări piesa Butoiul cu pulbere, o comedie neagră despre Balcani, montată în nenumărate țări și ecranizată cu succes. Piesa surprinde o umanitate cinică, animată de o violență absurdă și care se exprimă printr-un limbaj brutal. Regizorul Felix Alexa propune un spectacol modern în care scenele se succed alert ca într-un carusel al violenței și unde accentele hiperrealiste alternează cu un umor negru extrem. La Godocafe Teatru, de la ora 21:30, se pune în scenă piesa Carpathian Garden. 80 de minute de format TV sunt transpuse scenic într-o comedie tăioasă realizată de doi actori, Tudor Aron Istodoru și Radu Iacoban. Aceștia prezintă un act comic social susținut de personaje contemporane de-a dreptul delicioase. Prezentatori de știri, parcagii, preoți, mogul de presă, dar și politicieni se succed în fața spectatorului, provocându-i umorul și inteligența. Finalizarea actului parcării, indiferent dacă au primit mașina aia și nu contează, tu îi spui, hop, lăsați așa, sau, hop, e bine așa, ne mai alterez, însoțit de geste, înțelegi, totdeauna. Acestea au fost recomandările culturale, nu ratați programele TV Guide pentru alte informații dedicate timpului liber. Sunt Alexandra și vă doresc distracție plăcută.